Ja. Mach mal Slava. Slava Ukraine. Disidentka, signatářka, ať žije svobodná. Prosím, potlesk. I would like to wish all the best to the people. Bine ați venit la tema zilei, doamnelor și domnilor. Între teama de o catastrofă nucleară și solidaritatea cu Ucraina eroică, europenii se adună în piețe ca să strige Slava Ucraina și să îi comemoreze pe nevinovații uciși în cele deja 9 zile de război. Pe măsură ce trece timpul, speranțele că Vladimir Putin ar putea fi oprit din Rusia prin revolta populației sau a cercului său de putere sunt din ce în ce mai firave. De ce nu protestează rușii, se întreabă lumea liberă. În timp ce la Moscova se amplifică cenzura și puținele canale de informare independente se închid unul câte unul. Mai aproape de noi, lucrurile se complică și în Republica Moldova, unde Transnistria, controlată de armata rusă, se opune aderării la Uniunea Europeană și cere să-i fie recunoscută așa zisa independență. La tema zilei discutăm despre toate acestea cu doamnele Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic. Bună seara, bine ați venit! Și Victoria Nogvaida, manager cultural. Bună seara, mulțumesc că sunteți la tema zilei. Bună seara, mulțumim de invitație. Haideți să începem cu știrea zilei din Transnistria, această solicitare de recunoaștere a independenței ca reacție la intenția Republicii Moldova de a-și depune candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană. Doamna Racheru, cât de mult ar trebui să ne îngrijoreze această implicare a Transnistriei, să-i zicem, în ce se întâmplă zilele acestea? Primul rând aș vrea să precizez faptul că nu este prima dată când Transnistria solicită recunoașterea independenței. Transnistria și-a proclamat așa zisa independență în 1990, nu a fost recunoscută la nivel internațional de niciun stat ONU până în prezent, niciun stat membru ONU. Ulterior, în 2006, au mai organizat un referendum prin care au solicitat din nou recunoașterea independenței. Nici acel referendum nu a fost recunoscut. În 2014 au solicitat unirea, între ghilimele, să spunem așa, cu Federația Rusă, în momentul în care Crimea a fost anexată de către Federația Rusă. Mi se pare oarecum că se înscrie în această linie solicitarea lor de astăzi. În același timp, nu cred însă că, în mod sincer, cei de la Tiraspol doresc să nu, ca Republica Moldova să nu adere la Uniunea Europeană. Și să vă spun de ce. Pentru că o parte importantă a comerțului Transnistriei se desfășoară cu Uniunea Europeană. Transnistria este un beneficiar clar al acordului de asociere, practic al DCFTA, să spunem, părții ceea ce înseamnă DCFTA-ul, iar principalul, să spunem, business din Transnistria, monopolistul Sheriff, are foarte, foarte multe afaceri cu Uniunea Europeană. Prin urmare, cred că mai degrabă interesul lor este ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. Dar, în același timp, având în vedere faptul că, să spunem, la nivel mediatic, când și în ceea ce privește propaganda, ei sunt oarecum afiliați, să spunem, în spațiului sau influenței Federației Ruse, nu ar putea să aibă, să spunem, altă poziție. Pe de altă parte, trebuie să menționez și faptul că Rusia îi ajută cu niște subsidii mai degrabă cu caracter social, adică dă niște bani care sunt folosiți ca un plus la pensii și diverse alte plăți care se fac în Transnistria, plăți în special cu caracter social. Zilele trecute a circulat o fotografie pe rețelele sociale cu președintele Belarusului, Alexandru Lukashenko, arătând pe o hartă diverse variante de... Din păcate, cred că trebuie să punem un pic pauză discuției noastre. Avem în direct de la Bruxelles conferința de presă a secretarului de stat american, Antony Blinken.
by Russia's unprovoked de către unjustified invasion of Ukraine. Invazia neprovocată și neșustificată a Ucrainei de către Rusia. Atacurile din Kremlin au un cost enorm asupra populației civile. Sute, dacă nu chiar mii de ucrainieni au fost uciși și mai mulți răniți, așa cum cetățenii din alte țări au pățit-o. Milioane deja de cetățeni din Ucraina au plecat ca și refugiați. Mulți alte milioane sunt practic prinse în ruinele orașelor. De exemplu, primarul orașului Mariupol a spus că majoritatea cetățenilor Asedia trec fără apă, fără electricitate și fără căldură. Podurile din oraș au fost distruse. Femei, copii și mulți civili nu pot ieși. Mâncare și medicamente nu pot intra. Orașul și primarul a scris astăzi, suntem pur și simplu distruși. Lumea a văzut Rusia folosind astfel de tactici în Rusia și în Cecenia. Între timp, operațiunea nesăbuită a Rusiei în jurul centralei nucleare Zaporojia a riscat un enorm incident nuclear. Se cere ca personalul să fie lăsat ca această unitate să lucreze cum trebuie, precum și din partea directorului Agenției Energie Atomice Externe, precum și a guvernului care au cerut Rusiei să facă asta. Poporul ucrainean și guvernul arată un curaj remarcabil în a-și apăra țara, în a-și apăra libertatea și în a se apăra unul pe celălalt. Am spus-o și în trecut, dacă președintele Putin va invada Ucraina, noi vom crește capacitățile de autoapărare ale Ucrainei în timp ce vom aplica sancțiuni severe și rapide. Și exact asta facem și noi și aliații noștri. Acesta a fost și scopul întâlnirii cu aliații noștri din NATO, al G7 și al Uniunii Europene, precum și în discuțiile mele cu secretarul general NATO și cu președintele von der Leyen al Comisiei Europene și cu Michel. Noi vrem ca alianța noastră să fie îndeajuns de puternică încât să poată întâmpina orice amenințare. Încă din prima zi, președintele Biden a reinvigorat și reiterat ca și fundament al politicii noastre alianța NATO. De aceea am venit în Bruxelles, casa NATO în Uniunea Europeană și casa a atâtor țări din Europa, pentru a găsi noi coaliții, pentru a găsi noi moduri de a ne ajuta. Și acum vedem de ce această muncă contează. La NATO am avut miniștri din partea Finlandei și Suediei, precum și Joseph Borrell, un alt reprezentant al Uniunii Europene, Marea Britanie, Canada, precum și Jens Stoltenberg au participat alături de noi la întâlnirea cu UE. Niciodată NATO și Uniunea Europeană nu au lucrat atât de îndeaproape cum o fac acum. Este un nou tip de cooperare, iar acest lucru se va vedea nu doar în această criză, dar și în anii ce vor urma. Aliații noștri europeni și partenerii noștri europeni se ridică pe măsura situației. Pentru prima oară, forța de răspuns rapid a NATO a fost lansată, mai mulți aliați, printre care Germania, Danemarca, Spania, Franța și Olanda au trimis avioane și nave pentru a reîntări pozițiile flancului estic. Fiecare aliat NATO furnizează ajutor umanitar și militar, majoritatea ambele. Pentru prima oară, Uniunea Europeană finanțează cumpărarea și livrarea unei asistențe militare pentru o terță țară. Cel mai mare pachet de sancțiuni din istorie a fost aplicat în contra Rusiei și imediat au primit pentru prima oară refugiați de peste 1 milion în număr în această situație. Se iau și pași extraordinari. Germania își dublează venitul și cheltuielile pe apărare. Aproape jumătate de milion de refugiați sunt deja în Polonia. Lista continuă. Acestea și multiple alte eforturi din partea aliaților noștri vis-a-vis de capacitățile noastre și cooperare nu subminează Alianța Transatlantică, ci o întărește, precum și puterea noastră colectivă. Acum doar câteva săptămâni, câteva persoane se întrebau dacă ordinea este amenințată, dacă partenerii noștri europeni vor
lua partea lor de vinovară. Ei bine, în ultimele 9 zile, țările europene au arătat că sunt mai mult decât pregătite să stea împreună și să stea drepte. Iar Statele Unite stă alături de el. Un politici complementare și coordonare îndeaproape cu aliații și partenerii noștri. Doar ca să vă dau câteva exemple. Noi am lansat adițional 7.000 de militari pe lângă trupele deja aflate pe continent pentru a întări flancul estic. Vom continua să întărim sancțiunile noastre severe economice împotriva Rusiei și acum întărim statutul de protecție pentru 10.000 de ucrainieni care trăiesc în țara noastră. Am cerut de asemenea 10 miliarde de dolari pentru a livra și mai mult ajutor umanitar de securitate, precum și în regiunile din jur în următoarele zile și săptămâni. Ieri, președintele Putin a afirmat că această așa zisă operațiune specială militară merge conform planului. Nu știu în a inspira cetățenii cu asemenea tenacitate dacă face parte din plan. Să întărească solidaritatea NATO și UE, să unească lumea împotriva Moscovei cu peste 140 de țări în ONU, zeci de afaceri care își taie legăturile cu Rusia, cauzând o cădere liberă a economiei rusești, motivând zeci de mii de ruși să iasă la protest și mai mulți părăsind țara și transformând Rusia într-un stat paria. Dacă acesta a fost planul președintelui Putin, putem spune într-adevăr că merge conform planului. Rusia nu a fost niciodată atât de izolată, iar noi nu am fost niciodată atât de uniți. Însă vreau să reiterez un punct pentru că este important. Noi luăm aceste acțiuni nu pentru că ne opunem poporului rus. Nu. Regretăm faptul că zeci de milioane de ruși vor suferi datorită deciziilor periculoase făcute de un mic cerc de oligarhi corupți care își pun interesele lor deasupra intereselor poporului rus și fac absolut totul ca să închidă realitatea acestui război față de cetățeni. Întâlnirea de astăzi ne-a demonstrat că suntem complet aliniați asupra țelurilor noastre și a determinării pe care o avem. Vom întări ajutorul pentru civilii, dar și militare din Ucraina ca urmare a crizei umanitare ce va veni. Vom crește prețul pe care Putin îl va plăti în acest război pe care l-a ales, dar și devastării pe care îl produce. Vom crește capacitatea de securitate colectivă și să prevenim o escaladare suplimentară, întărind argumentul articolului 5 că un atac asupra unei e un atac asupra tuturora. Alianța NATO este defensivă. Nu am căutat și nu vom căuta conflictul cu Rusia. Dar așa cum a spus Biden, vom apăra fiecare centimetru pătrat și nimeni să nu se îndoiască de acest lucru în privința NATO și teritoriului său. Clarificând situația că dacă Rusia nu schimbă cursul, va continua acest drum spre izolare. Noi vom sprijini Ucraina până la încetarea focului și retragerea trupelor, ceva ce eu și secretarii de stat, precum și cu partenerii noștri, am discutat. Vom căuta să creăm coridoare umanitare pentru evacuarea cetățenilor, să iasă cei care au nevoie și pentru ca alimente și medicamente să intre. Atacurile rusești au creat această criză umanitară, iar acum toate țările au responsabilitatea de a pune presiune pe Kremlin ca să înceteze acest lucru. Acest atac neprovocat din partea Moscovei, un element este scânteia care a fost aprinsă în sufletele oamenilor care au reușit să demonstreze pentru pace și dreptul de autodeterminare al ucrainienilor. Vari persoane care protestează, inclusiv în Rusia, riscă închisoarea, poate chiar mai rău, așa cum o fac mii de bieloruși și ruși. Ani am văzut cum valul antidemocratic din Rusia a crescut și a fost cu ajutorul Moscovei. Datorită acestei invazii brutale, noi, alături de parteneri europeni, ni se reamintește, de fapt, câte sunt în joc. Vedem valul democrației cum crește. Cu acestea sunt pregătiți să preiau întrebări. Mr. Secretary, Domnule secretar, the West has put
Vestul a pus sancțiuni fără precedent asupra Rusiei, însă nu se pare că a încetinit avansul militar asupra Ucrainei. Astăzi NATO nu a acceptat să creeze o zonă no-fly de zbor interzis și având în vedere că nimic nu a încetit această invazie, ce puteți spune poporului ucrainean care văd doar că lucrurile se înrăutățesc, care văd un dezastru în desfășurare și așteaptă și mai multă suferință și imploră mai mult ajutor din partea vestului? Și a doua întrebare, alianța NATO a furnizat multiple echipamente militare către Ucraina. Nu poate să furnizeze armament mai eficient sau de calibru mai mare? Sau s-a discutat acest lucru? Nu poate NATO să facă mai multe pentru Ucraina în acest sens? Ok, haideți să iau a doua parte mai întâi. Suntem în contact permanent cu Ucraina și cu oficialii guvernamentali vis-a-vis de nevoile lor și în constant contact cu partenerii noștri în a furniza în funcție de care sunt nevoile de securitate. Deja am intrat într-un angajament în acest sens cu diversele acțiuni făcute de președintele Biden. În ultimul an și ceva, mai mult de $1 miliard a fost furnizat în asistență de securitate pentru Ucraina. Și cel mai recent, $350 de milioane pentru Ucraina. Deja am trimis în Ucraina cam $250 de milioane de armament în termen de valoare. Deci acest lucru se întâmplă pe măsură ce vorbim și asta înseamnă că Ucraina primește în mâini armamentul de care are nevoie să se apere. Acestea fiind spuse, ce am discutat în detaliu astăzi într-una din variile întâlniri de la UE și NATO, a fost ce putem face în plus și cum să o facem cât mai eficient. Aș adăuga, așa cum bine știți, ministrul de externe Kuleba a intrat prin video în legătură cu noi, am auzit direct o parte din lucrurile adiționale pe care le caută Ucraina. Ne uităm în fiecare zi cum putem să-i ajutăm mai bine și mai concentrat. A început de o săptămână și un pic acest atac din partea Rusiei. Deja am avut un impact major mult peste ceea ce se aștepta lumea vis-a-vis de economia rusească. Rubla, în momentul de față, valorează mai puțin decât un cent. Ei trebuie să forțați să-și exporte peste 80% din moneda lor ca să poată să susțină ceea ce este o monedă foarte slabă. Bursa închisă de câteva zile, tocmai că le frică să zboare capitalul odată ce deschid. Este o situație mai gravă decât ce... Da, l-ați urmărit în direct pe secretarul de stat american Antony Blinken la Bruxelles, o conferință de presă după întâlnirile pe care le-a avut astăzi la NATO și la Comisia Europeană. Noi ne întoarcem la discuția din platou cu Ileana Racheru și Victoria Nogvaida. M-aș opri din ce a spus Antony Blinken la următorul pasaj. Rusia nu a fost niciodată atât de izolată, iar noi nu am fost niciodată atât de uniți. Nu luăm aceste decizii și sancțiuni ca să ne opunem poporului rus. Regretăm că zeci de milioane de ruși vor suferi, a spus secretarul de stat american, după ce a enumerat niște consecințe destul de serioase asupra economiei ruse în primul rând. Credeți că acest mesaj, nu e prima dată când un oficial occidental îl transmite, ajunge la populația din Rusia, doamna Racheru? Am din ce în ce mai multe îndoieli asupra faptului că ajunge, pentru că de curând au fost închise în ultimele zile ultimele, să spunem, site-uri și de presă, sau mă rog, ultimele mass media independente. Am văzut foarte clar ieri, cred că TV2 s-a închis, au închis Echo Moscovei, care era Echo Moscovei, un post de radio,
Astăzi am fost o știre că s-a închis inclusiv BBC în varianta în limba rusă. Din ce am mai citit, internetul merge foarte greu în Federația Rusă, la fel Twitter și Telegram și așa mai departe. Canalele de propagandă însă sunt destul de, în continuare funcționează bine, dar ați văzut că în același timp Anonymous a avut grijă ca ele să transmită și imagini sau, mă rog, informații din Ucraina. Deci cred că populația din Federația Rusă este destul de deprivată de informația reală. Doamna Noghivaida, ca manager cultural și v-ați născut, ați crescut în Republica Moldova, sunteți conectată la acest spațiu artistic. Care e situația în mediile artistice? De obicei, în Europa și în Occident, în general, avem această așteptare că elitele culturale artistice ar trebui să fie primele care să se opună, nu, tiraniei, dictaturii. În Rusia, de multe ori, situația a fost pe dos și am tot văzut zilele astea mari artiști care ezită să se dezică explicit de Vladimir Putin, chiar dacă, într-un fel sau altul, se declară împotriva războiului. Eu nu pot să-mi explic, pentru că admir foarte mult mulți oameni de cultură. Chiar am mers la diferite concerte sau spectacole de ale lor în străinătate. Chiar îmi place foarte mult acest lucru. Însă niciodată nu mi-am explicat cum, pentru că ei au ajuns pe marile scene nu datorită politicului. Au ajuns prin forța lor, prin talentul lor. Și ce a fost, ce i-a făcut să se corupă sau ce i-a făcut să fie convinși de Putin să treacă de partea lor, inclusiv să-i reprezinte în Duma de Stat, să devină deputații, să devină portavoce. E un lucru care chiar nu mi-l explic, pentru că omul de cultură de obicei are o sensibilitate foarte bine pusă la punct, înțelege bine ce este bine și ce e răul. Nu cred că a fost și un șantaj sau o frică să ia astfel de decizii, dar e un lucru care este regretabil și chiar nu pot să dau un răspuns mie personal. Însă e una că merg și îi urmăresc activitatea și merg la concertele lor, dar după ce văd unele declarații sau această susținere, mi se rupe dorința de a-i urmări, pentru că pe lângă iubirea față de cultură, mulți din noi suntem și activi civic și înțelegem că deciziile lor de atace sau deciziile lor de a sprijini un dictator, un tiran, ne afectează pe noi toți și acum suferă Ucraina, în curând vom suferi noi, inclusiv aici, cred, la București, pentru că frica pentru o eventuală dramă, o eventuală dramă în Republica Moldova crește. Foarte multe persoane spun că se pregătesc să plece, din păcate. Și e un lucru care, așa cum ne-a surprins 24 februarie, s-ar putea să ne surprindă, să avem și alte surprize regretabile. Deci există în acest moment în Republica Moldova teama că lucrurile nu se vor opri la Ucraina. Din păcate există. Din păcate există și există în rândul oamenilor, inclusiv de cultură, oamenii care sunt informați, oamenii care înțeleg ce se poate întâmpla și cum aceste lucruri îi pot afecta personal. Legată de izolarea populației ruse, am urmărit astăzi pe un post de televiziune de limba rusă că rușii se grăbesc să prindă ultimele trenuri. Este o linie directă între Rusia și Europa și spunându-i fiului meu, povestindu-i de acest eveniment sau lucru, mi-a spus, păi în cazul acesta, odată ce vor fi izolați și nu vor mai putea călători, cu siguranță vor începe să se revolte cu adevărat și într-un număr mult mai mare. Vreau să luăm o legătură directă acum cu colegul nostru Liviu Iurea, corespondentul nostru la Moscova, care cu siguranță ne poate spune exact care e starea de spirit acolo în rândul rușilor de rând. Bună seara, Liviu! Mulțumesc că ești la tema zilei. Bună seara!
Liviu, aș vrea să te rog să ne spui mai multe despre legea care a trecut azi în Duma de Stat și care pedepsește cu închisoarea anumite lucruri, în special sunt vizați jurnaliști, înțeleg. Spune-ne despre ce-i vorba. Nu neapărat că sunt vizați jurnaliștii. Chiar acum citeam că Vladimir Putin chiar a și semnat această lege, deci intră în vigoare începând din această seară. Da, este o lege draconică, adică nemai întâlnită, e ceva ieșit din comun, să fii pedepsit pentru că publici o informație pe care să zicem că ai primit-o și o livrezi ai cuiva sau o împărtășești cu cineva. Sunt pe trei categorii. Deci cei care fabrică informația, care o confecționează, că aici se referă și la eventual la niște videoclipuri, da, din imagini, se lasă o oarecare portiță. În primul rând sunt avertizați că nu trebuie să facă acest lucru. Dacă ei continuă, atunci da, riscă o pedeapsă până la 3 ani de închisoare. Dacă această informație este răspândită și făcută pe linie de serviciu, aici, da, ar putea să intre publicațiile de presă, jurnaliștii și în grup organizat, chiar așa există termenul, atunci pedeapsa crește de la 5 la 10 ani. Iar dacă informațiile se dovedesc după aceea, în urma cercetării a anchetelor, că au afectat prin panică populația, adică să se răscoale, să iasă la protest, atunci acel care stă la originea acestei informații riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. O altă lege care văd tot în seara asta a fost semnată de Vladimir Putin se referă la rușii care se declară de acord cu sancțiunile impuse de Occident la adresa Federației Ruse. Deci vă dați seama că acum ne va fi foarte greu să mergem pe stradă, să vorbim cu rușii, să facem materiale și să întrebăm ce părere au despre modul cum trăiesc. Că nimeni nu va dori să-și exprime public opinia vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acum în Rusia. Au circulat totuși pe rețelele sociale diverse imagini cu cozi la bancomate. Am văzut ieri, cred, o înghesuială teribilă, niște poze dintr-un magazin european de mobilă care se retrage din Rusia. Cum simți starea de spirit? Da, ce s-a întâmplat ieri la acest magazin european de mobile este adevărat, dar aici este și altă explicație. Când a auzit că de astăzi se închide și lumea, populația, da, care nu, are bani și nu a reușit, are ruble, da, economiile lor le-au în ruble și nu au reușit să meargă la bancă sau să-și transforme din contul de ruble economiile în dolari sau în euro și având aceste lichidități, evident că s-au învulzit să mai cumpere ce mai apucau de la, de la acest magazin. Și au preferat să investească în pături, în plapume, în mobilă de bucătărie, mese, scaune, tot ce vrei, că cel puțin încă sunt la prețurile care erau și până acum. Asta se explică. Da, sunt cozi la bancomat, dar cât de cât Banca Centrală, băncile care încă funcționează aici la Moscova, fac tot posibilul să asigure bancomatele cu lichidități. Se termină mai repede numerarul din bancomate, dar imediat, la jumătate de oră, o oră, vine o mașină cu alți bani și alimentează bancomatul. Nu este o panică așa, lumea să ia cu asalt și băncile. Am văzut astăzi lumea stă cu bun de ordine, da, la bancă. Așteaptă să fie chemat. Nu țipă, nu e acea panică la care ne așteptăm cu toții. Dar revoltă, o masă critică pentru revoltă. Noi vorbeam pe la începutul săptămânii de acele proteste care imediat după declanșarea războiului au apărut în mai multe orașe din Rusia. O masă critică de revoltă, de protest a fost tot timpul pentru că s-a acumulat și aici principalul vinovat, să zicem așa, au fost restricțiile și care au acumulat aceste nemulțumiri, frustrări în rândul societății ruse, au fost restricțiile impuse de COVID. De aceea, la Sankt Petersburg au fost protestele mai mari și mai de amploare, pentru că acolo restricțiile au fost mult mai dure. Deci acolo nu puteai nici măcar în restaurant să mergi fără acel QR code, fără acel certificat sanitar. Au încercat și la Moscova în vara anului trecut. A ieșit un mare scandal și primarul Moscovei a trebuit să renunțe la această restricție. Aici puteai să intri la muzeu sau la
spectacolele de circ doar pe bază de QR code. Iată că și primarul Moscovei ieri a renunțat la aceste restricții, tocmai pentru a elimina acest factor în plus de neliniște, de frustrare și potențial protest în rândul populației ruse. Evident că se vor acumula și alți factori, dar e o chestiune de timp. Poate în 2-3 săptămâni, dacă lucrurile vor merge în continuare la fel de rău. Liviu, mulțumesc pentru aceste informații. O să te rog să rămâi cu noi, pentru că cu siguranță vom mai avea lucruri să te întrebăm. Doamna Racheru, nu o lege, mai multe legi. Vladimir Putin pare decis să elimine orice formă de protest sau orice formă de dizidență în Rusia. Cât de eficiente credeți că sunteți? Din ce spunea Liviu, pare că nu există totuși așa o stare de panică generală la nivelul populației. Cred că vor avea o anumită eficiență, având în vedere faptul legile draconice care sunt impuse inclusiv pentru, să spunem, cei care împotriva celor care au curajul să protesteze. De exemplu, acum sunt practic permise doar pichetele individuale, care nu sunt în niciun fel, să spunem, sancționate. Adică un singur individ merge undeva cu o pancartă și atâta tot. În același timp, trebuie să vedem și faptul că, mă rog, când au mai fost proteste în trecut, nu au fost extraordinar de numeroase. Că aici este o mare problemă. În Moscova are 20 de milioane de locuitori. Dacă nu este pe stradă 1 milion de locuitori, atunci nu, practic nu vor avea efecte protestele. Au fost proteste și în Siberia, dacă vă amintiți, au fost proteste și la Moscova pentru chestiunea cu Navalny, dar totuși nu s-a întâmplat nimic. Cred că Putin este, practic, cred că Ucraina este începutul sfârșitului pentru Putin. Dar nu cred că sfârșitul va fi unul foarte rapid. Acest tip de propagandă care cu certitudine funcționează în Rusia mai are vreun efect în acest moment și în afara Rusiei? Au fost în anii anteriori, chiar în Europa ajunseseră tot felul de narrative ale Kremlinului. În acest moment, cum vi se pare situația? Dacă ne uităm, de exemplu, am văzut inclusiv pe rețelele de socializare din România. Să știți că în continuare am văzut postări în care, să spunem, președintele Ucrainei era acuzat de faptul că el este singurul care nu dorește să practic să încheie războiul pentru că nu vrea să negocieze, de exemplu, direct cu Putin. Adică dispariția Sputnik, că la noi Sputnik era principalul promotor al propagandei, nu înseamnă că, să spunem, a eliminat toată narativele care se plimbă în rețelele de socializare. În Republica Moldova, doamna Nocvaida, presupun că situația este și mai dramatică și din informațiile pe care le aveți din rândul oamenilor cu care țineți legătura, cum a fost primit gestul de ieri, ce s-a întâmplat ieri când președintele Maia Sandu a anunțat că Republica Moldova intenționează să adere la Uniunea Europeană. Noi aici la București l-am numit un moment istoric, cum s-a văzut el din interiorul Republicii. De aici din București am văzut că oamenii au primit acest eveniment cu foarte mare bucurie. Unii i-au zis că lacrimele mele de astăzi sunt istorice. Deci a fost un eveniment care a emoționat foarte, foarte multă lume din diferite sfere de activitate. E un lucru foarte bun și, dar în schimb, ce am observat eu, am început o altă tendință, o altă știre de propagandă ce a îndreptat împotriva ucrainenilor refugiați. E un lucru pe care l-am observat și îl regret că se întâmplă. Moldova s-a mobilizat foarte rapid, eficient, din prima zi, ca să primească refugiații. Și această propagandă care sunt mai mult observând de la vorbitorii de limba rusă, este că ucrainenii sunt nemulțumiți de condițiile de cazare pe care le beneficiază, sunt nemulțumiți că ar fi ajuns într-o țară săracă.
lucruri pe care eu nu le-aș crede că sunt așa. Eu sunt convinsă că există un flagel care dorește ca Republica Moldova să nu se mai arate așa atât de deschisă să primească refugiați, dar lucrul nu se va întâmpla, doar că eventual cei care fac propagandă în exteriorul Republicii Moldova vor găsi un individ, doi, care vor spune că noi ne-am dezamăgit, i-am primit, ei ne-au răspuns urât și suntem supărați, că uitați-vă, chiar cineva mi-a spus că în Lviv apartamentele s-au scumpit foarte mult, în timp ce moldovenii săraci îi primesc cu brațele deschise și le oferă cazare gratuită. Deci avem diverse variante și în România. Cetățenii români sunt necăjiți, au probleme, de ce nu se ocupă statul de aceste probleme și iată ne canalizăm toate resursele spre refugiați. Am văzut acest topic repetat de mai multe ori pe rețelele de socializare. E de amploare fenomenul sau sunt câțiva troli rămași? Cred că amploarea, am putea să ne dăm seama dacă de amploare sau nu peste ceva timp. Mi se pare că deocamdată e incipient fenomenul, așa cum este de-abia început. Dar e un risc real să existe la un moment dat un efect de bumerang, pentru că acum, într-adevăr, solidaritatea care s-a văzut în România cu drama refugiaților este generalizată, a fost lăudată de altfel de toată lumea. Ieri președinta Comisiei Europene la București a mulțumit României. Cât ne va ține, e întrebarea. E posibil să se întoarcă acest efect și în ce condiții? Nu știu, n-aș putea să anticipez. Evident. Aș vrea însă să adaug ceva. În Republica Moldova am mai văzut un alt narativ astăzi și anume acela că există posibilitatea ca Republica Moldova să devină o țintă a războiului, tocmai pentru că Maia Sandu, să spunem, și ceilalți doi au semnat solicitarea pentru o aderare la Uniunea Europeană. De altfel am văzut că sunt niște oligarhi, bineînțeles, pugari din Republica Moldova și care au probleme cu justiția. Sau, mă rog, au fost implicați în ceea ce se numește jaful secolului acolo, care deja au spus că Maia Sandu ar trebui să denunțe cumva sau să-și retragă acea cerere de aderare la Uniunea Europeană, pentru că există posibilitatea să înceapă războiul în nou, mă rog, să fie dezghețat conflictul din Transnistria. Și acest risc este real? Adică e o temere... Mi-e greu să cred că cei din Transnistria ar dori să intervină în conflict. Pentru că, pe de o parte, e vorba de o catastrofă umanitară și nu au niciun interes să-și strice, mă rog, să-și pună în pericol viețile și, pe de altă parte, nu au niciun interes să-și pericliteze afacerile. Aș vrea să ne întoarcem puțin la Liviu Iurea, dacă mai este cu noi. Liviu, dacă ne mai auzi. Da, vă ascult. Vă ascult, sigur. Am ajuns la, cu discuția la... victimele războiului, să spunem așa, și am văzut în Europa circulă pe rețelele sociale, dar și toate televiziunile difuzează diverse filmulețe cu soldații ruși care par să nu știe unde se află, de ce sunt acolo și așa mai departe. Și în același timp, ideea generalizată în Europa este că populația de rând din Rusia nu cunoaște sau nu vrea să accepte dimensiunea pierderilor pe care le provoacă acest război. Adică faptul că pur și simplu mor civil, de exemplu, în atacurile armatei ruse. Evident, aici trebuie să înțelegem că sunt două, cu totul și cu totul, două luni paralele, două luni diferite. Dacă e să stai în casă, da, un rus de rus și să se uite la televizor, de exemplu la principalul canal de propagandă, deci vede că toate știrile despre Ucraina sunt mai mult despre situația din Donbass. Doar acolo Rusia are corespondenți la fața locului și transmit modul de reconstrucție a celor două noi entități recunoscute recent ca independente de Federația Rusă. Sunt știri cu acei lideri autoproclamați care oferă decorații luptătorilor care au ajutat la dobândirea independenței. Deci cam astea sunt știrile. Evident că despre situația de mai departe, de pe teren,
de la Herson, de lângă Kiev, nu se vorbește decât doar prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării. Da, sunt cifre foarte mari vehiculate, nu vreau să le pronunț eu de aici, însă Ministerul Rus al Apărării a recunoscut doar vreo 500 de pierderi de vieți omenești și cam 1600 de răniți. Să nu credeți că, da, circulă pe rețelele sociale și aceste clipuri. Aici este o problemă. Toți cei care au fost, am stat de vorbă cu cineva, dacă am făcut un reportaj săptămâna trecută cu o fată a cărui soț a fost arestat, lângă noi era. M-am întâlnit cu ea seara și mi-a spus că soțul ei a stat în sediul poliției până la ora 1 noaptea. Și asta s-a întâmplat când am filmat noi în jurul orei 2, da? Până la ora 1. Primul lucru ce a făcut poliția? A luat telefonul, se confiscă automat telefoanele, se cer parolele și imediat încep să verifice ce canale de Telegram ai, ce imagini stochezi, ce clipuri video și de aici ți se pot atrage tot felul de bucurcuri, să zicem așa, mai ales acum de seara asta când în vigoare este legea care prevede și pedepse foarte mari cu închisoarea pentru cei care distribuie aceste clipuri video care nu sunt în concordanță cu propaganda oficială. Deci acum există riscul dacă ți se ia telefonul și ai acolo descărcate niște clipuri video cu soldați care au probleme, să zicem, da? Vorbesc așa codificat, să zicem, au probleme în Ucraina, ar putea să și posesorul acelui telefon să aibă probleme. Astăzi toată Europa a vorbit despre atacul asupra centralei de la Zaporojie. A fost și o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Mai devreme, secretarul de stat Antony Blinken vorbea despre riscul unui enorm incident nuclear care, din fericire, nu s-a produs. Această știre a existat în vreun fel în Rusia? Da, dar sub un alt unghi prezentată, evident. Care? A fost și reacția lui Rus al Apărării, cum că asta a fost o provocare din partea forțelor armate ucrainene menită să arunce o umbră asupra Rusiei că vrea să practice terorismul nuclear. Deci cam ăsta a fost narativul propagat astăzi în mijloacele de informare în masă din Rusia, pe linie oficială. Deci ăsta a fost mesajul. A fost o provocare din partea ucrainenilor ca rușii să fie acuzați că lovesc, că sechestrează și pun mâna pe centrala nucleară. Deci, practic, ucrainenii și-au atacat singur centrala. Cam asta a fost mesajul. Deci ăsta este punctul de vedere de aici, exprimat oficial, cu asigurările că forțele ruse, chiar dacă au preluat sub control aceste reactoare, această centrală, ei nu se amestecă în buna activitate de funcționare a centralei. Asta este poziția oficială de aici. Liviu, îți mulțumesc mult pentru prezența alături de noi și te mai așteptăm cu siguranță și cu alte ocazii. Ce șanse are un om de rând, să spunem, care nu e conectat foarte mult la canale alternative de Telegram și așa mai departe, când este expus unor astfel de mesaje? Cum credeți că poate discerne? Confirm ce a spus colegul nostru de la Moscova. Am încercat să fac un experiment urmărind un canal TV de limba rusă independent în astăzi vreme. M-am uitat de pe YouTube la canalul numărul 1, primul canal, la știrile lor și ce spuneau cei cu atacurile împotriva Ucrainei, obiectivele care au fost atacate. Rușii spuneau aceleași lucruri, numai că ucrainenii le-au atacat. Ucrainenii au bombardat, ucrainenii atacă zonele rezidențiale ale cetățenilor și nu sunt rușii care, în primul rând, ei nu au declarat un război, este doar o operațiune militară de militarizare a Ucrainei, pentru că Ucraina pentru ei reprezintă un pericol pentru întreaga Rusie și, bineînțeles, își apără cetățenii. Am văzut diferite reacții a oamenilor, iar impresia mea personală, care am văzut și
una și alta. Majoritatea preferă să nu răspundă la întrebările reporterilor din frică. Unii chiar și zic, știți, în țara noastră opinia liberă nu este bine văzută și eu nu vreau să am de suferit din urma ceea ce urmează sau aș putea să spun. Iar alții nici măcar nu vor să asculte întrebarea, spun, eu sunt pentru Putin, dacă el este la conducere, înseamnă că el știe ce face. Eu sunt pro pentru ceea ce face el și ce decide el. E interesant ce spuneți, chiar am citit azi un interviu cu un jurnalist străin care fusese corespondent ani buni în Rusia și care avea următoarea constatare, că foarte mulți dintre tinerii, deci populație tânără care teoretic nu s-a născut, nu a trăit în Uniunea Sovietică, nu a fost expus acestui tip de propagandă și acestor idei, să le spunem, de sorginte sovietică, sunt foarte admirativi și sunt admiratori și susținători ai lui Putin. Cum se explică acest lucru, doamna Rachel? Da, dar au existat în același timp în școlile din Federația Rusă, exista, să spunem, oarecum programe de îndoctrinare. Și de aici este, cam asta este explicația, deși ei practic au avut acces, să spunem, la informații din lumea largă, doar că în școli au fost programe de... Deci e o propagandă nu doar prin exact. Media, mult, și prin școli. Un sistem mult mai bine pus la punct în școli. Și vreau să adaug că rușii mereu au continuat favola celui de-al doilea război mondial, cum se numește în Rusia, Marea Luptă pentru Apărarea Patriei, necontenit studiourile de film fac filme despre, pe acest subiect, despre vitejie, despre lupta lor împotriva fascismului. Împotriva fascismului este retorica care se îndreaptă împotriva Ucrainei, că de fapt acolo sunt fașiști și rușii de rând care permanent sunt expuși la astfel de filme. Eu, mai mulți ani în urmă, înainte să-mi fac familie, mă uitam la televiziunea rusă, dar n-am mai rezistat anume din cauza acestor filme, pentru că rușii sunt capabili să facă niște filme extraordinare, iar când vedeam că, de fapt, se repetă același subiect, am refuzat să mă mai intoxichez și am închis. Dar cei care sunt expuși la astfel de filme în care îți dezvoltă patriotismul, că suntem viteși, că am luptat împotriva marelui rău și acest rău, uite, vine la ușa noastră, este în Ucraina și din cauza aceasta suntem nevoiți să mergem să-i salvăm pe ucraineni de fasciști. Revenim puțin la partea, să-i spunem, mai strategică, militară. L-am auzit mai devreme pe secretarul de stat american chestionat de jurnaliști la Bruxelles în legătură cu eforturile și implicarea NATO. În aceste condiții, în care pare că toată lumea e de acord că o rezistență din interior, să-i spunem așa, este foarte puțin probabilă, având în vedere dimensiunea propagandei, care sunt scenariile pentru Ucraina, pentru, în condițiile în care și NATO deocamdată exclude să se implice în război? În ceea ce privește, să spunem, Rusia este mult superioară din punct de vedere militar Ucrainei. Asta este în mod sigur. Dacă Rusia dorește să poartă un război de uzură de un an, doi, trei și așa mai departe, să trimite acolo 1 milion de soldați, dar are capacitatea să o facă. Pe de altă parte, însă, nu cred că este de dorit pentru regimul Putin să întâmple acest lucru. Pe de o parte, din cauza sancțiunilor, pe de altă parte, pentru că acest lucru înseamnă război de gherilă urbană, pe care Rusia are toate șansele să-l piardă și, în același timp, înseamnă că foarte mulți morți acasă și adică războiul tinde să se transforme în ceva total interminabil, ceva care va depăși oricum proporțiile Afganistanului. Iar în memoria rușilor, Afganistanul este este o amintire total opusă, să spunem, celor din al doilea război mondial, care s-a încheiat cu o victorie, cum spune, remarcabilă. Deci concluzia dumneavoastră ar fi că ne îndreptăm mai degrabă către un conflict de durată, de anduranță, la ce să ne așteptăm? Pentru că sper că nu, dar este un scenariu plauzibil. Eu nu știu ce să zic, faptul că rușii într-adevăr au
potențial și au trupe noi să trimite, trupe proaspete care sunt dormiți, au o energie nouă. Ucrainenii sunt tot acei care sunt acolo rămași acasă să lupte pentru patria lor. Fiecare zi există morți, nu văd de unde vor lua aceste forțe noi, umane. Poate că din punct de vedere militar vor fi ajutați, ajutor umanitar va ajunge, sperăm, că pare că orașele care sunt luate de ruși, trupele rusești interzic intrarea de ajutor umanitar în acele orașe. Exact asta spunea și oficialul american mai devreme. Eu am și o mătușă, doi unchi în Ucraina, ambii sunt în Berdeansk, un oraș care este ocupat, și Nicolaev în sudul Ucrainei, care încă rezistă. Mătușa mea este o persoană foarte optimistă, să zic așa, care zice că la noi e liniște, locuim într-o zonă liniștită, se aud, dar nu ne afectează. Însă, vorba ei, optimismul ei, dacă în prima zi, pe 24, când am vorbit, a zis că nu vă faceți griji, bine că am rugat verișorii mei să se refugieze. Ei, în schimb, unchii mei, care sunt sub 60 de ani, au preferat să rămână, nu au dorit să revină la Chișinău, să vină la Chișinău. Și acum, chiar astăzi sau ieri, erau deja, după 9 zile, se văd deja descurajați. Deci dacă mai durează mult, eu nu știu de unde vor avea ei forța asta. Vă mulțumesc că ne-ați împărtășit aceste lucruri personale și îmi pare rău că trebuie să terminăm într-o notă așa de pesimism. Aș fi vrut să fie mesajul unul mai optimist, dar nu trebuie să ne pierdem niciodată speranța. Vă mulțumesc, doamnelor, că ați fost alături de noi în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. La revedere!